mătuțe noi, mătuțe noi, ca să începem așa un nou început în viață și un an școlar cu mătuțe noi. Și doamna chiar a fost trimisă să le aducă de la București, să însoțească de către doamna director. Și copiii au fost foarte, foarte bucuroși că au primit și le-au păstrat cu atâta grijă și dragoste, s-au bucurat de acel dar. Sper din tot sufletul să vă aducem multă bucurie, nu o să vă reținem mult timp. Ceea ce vă aduc copilașii e din sufletul lor sincer și nevinovat, cu toată dragostea. Haideți, copilași! Doamna o să-și mai arunce așa mult pe ecran și doamna emoție. Haideți să uităm de toate și să fim un pic mai buni. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Să vă dăm la o parte, bucurați-vă români. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. Să învățați bine și să ajungeți cetățeni de vază ai orașului. Căruia dintre voi i-ar plăcea să lucreze în primărie? Voi credeți că e așa de bine în primărie? Da. De ce e așa de bine? Cum este aici? Cum vi se pare? Da. O să vă întreb cine își dorește să fie primar, că nu o să-și dorească nimeni. Dorește cineva? Am timis la început, dar... Da. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc că nu ne-ați uitat. Și să știți că vă așteptăm și an de an de aici încolo. Până o să ajungeți așa cu părul alb ca mine, să veniți și să urați. Așa este bine. Moșul a fost la noi. În școală. În școală. A fost și în școală, să știți. În școală a fost? Da! Și s-a bucurat? A fost în școală? A fost, dar cât de mult v-a bucurat? Nu! Și știau că o să vină mulți copii și ne-au lăsat cadouri pentru voi. Și avem cadourile aici, uite, sunt ajutoarele moșului. Da, să vă oferim. Noi vă dorim să transmiteți și părinților sărbători cu bine, un an nou cu sănătate, cu împliniri, iar vouă să vă dea Dumnezeu înțelepciune ca să învățați bine. Fără școală nu facem nimic. La școală e bine? Da! E bine așa. Doamna, vă mulțumim mult de tot. Hai să vedeți și voi să vă da mișoarele. Cine m-am venit eu? Andreea? Nicu, ai mult aici. Bună ziua, bună dimineața! Noi suntem vendetori de la școala Mihai Eminescu, numărul 4 din Giurgiu și am venit să mă colindăm. Vă mulțumim, casa e deschisă. Vă așteptam și vă ascultăm. Bună dimineața, moș ajun. Ne dați-o, nu ne dați. Ne dați-o, nu ne dați. Ne dați, ne dați.
veșnic luminos, strălucit frumos, astăzi ne-a sosit și ne-a veselit că Mântuitor și Izbăvitorul cu trup s-a născut, cu trup s-a născut. Raiul cel închis, azi iar s-a deschis, șarpelui cumplit, capul s-a zdrobit și strămoșia. Sufletul ăla de copil din fiecare tot așteaptă moșul să vină să ne aducă ceva acolo. A fost la noi acum o săptămână, la voi la școală, a venit? Da. A venit la școală? Da. Că ați fost cu minți, că ați învățat bine. Promit în fiecare an și nu mă țin de promisiune. Am zis că în fiecare an voi îmbrăca fetele în Crăciuniță, ca ajutor ale moșului. Da. Nu le-am îmbrăcat, așa că sunt pregătite să vă lase din cadourile care le-a lăsat moșul pentru noi. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc, pe lângă sărbători fericite, un an cu sănătate și să veniți și la casele de oameni mari, de oameni gospodari, în serile care sunt rânduite și să le urați. Doamne ajută, la mulți ani și numai bine! Facem o poză? Domnul consilier, domnul inspector de clas? Da, în spatele vostru sunt Crăciunei și Crăciunițe. Da, nu da, 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 minunată și am venit să vă colindăm. Primul cântecel este Brădușul. Un brăduț mic intent astăzi l-a primit, l-a primit și apoi l-am împodobit. Comul mic și mai mari pe tempul ți-am pus, lumânări, jucărici și o steluță sus. Prietene, tu umbleți să le
mulțumim că nu ne-ați uitat și ați trecut și anul acesta să ne colindați. Îi mulțumesc și în numele consilierilor aici prezenți, care, datorită lor, tot ce se face în școala, în grădinița dumneavoastră, trec prin aprobarea domnilor consilieri. De aceea, noi vă așteptăm și în anul următor, atunci când mai căpătăm un pic de forță, băieții stau bine cu mișcarea scenică, fetele dau forța cântecului. Să știți că Moș Crăciun a fost prezent în primărie acum o săptămână și știa că o să fie mulți copii și nu mai pridea să ducă darul și atunci le-a lăsat la noi. La voi, la grădiniță, a venit Moș Crăciun? Da! Și a spus cu minți? Da! Da! Înseamnă chiar ai fost cu minți. Sărbători cu bine și părinților dumneavoastră, un an cu sănătate, un an cu bucurii pentru voi, să vă distrați, să vă bucurați de acest statut, pe care nu o să-l mai aveți mult timp, când o să începe școala, o să fie mai greuț, așa? Și să dea Dumnezeu să aveți parte numai de lucruri bune în toată viața voastră. Și așa cum am promis, după ce v-am ascultat pe dumneavoastră, o să ne îndreptăm privirea spre părinți, ca să-i ascultăm și pe părinți. Haideți ajutorul moșului.